Asociația neguvernamentală Freedom Smile din București a anunțat ieri că va dona medicilor de familie din întreaga țară 10.000 de doze de vaccin ROR, rujolă, oreon, rubeolă, cumpărate din bani proveniți în urma unei campanii de donații prin SMS. Medicii de familie care au nevoie de aceste vaccinuri se pot înscrie pe site-ul www.stoprujola.ro, urmând să primească vaccinurile solicitate prin curier rapid. Pornind de la tragicul bilanț al epidemiei de rujolă, am hotărât să începem proiectul Stop Rujola, au arătat inițiatorii campaniei. În România este în desfășurare cea mai gravă epidemie de rujolă din Europa, 59 de morți, majoritatea copii nevaccinați și peste 15.000 de cazuri de îmbolnăviri de la declararea epidemiei în septembrie 2016. Situația din țară este dramatică, a admis până și Ministrul Sănătății Sorina Pintea. Între timp, proiectul legii vaccinării stă blocat de mai bine de un an în Parlament.